Săgetătorul, 13 martie, în planul fericirii, se remarcă creștere, vindecare, autovindecare chiar, atingerea potențialului maxim. Autovindecare se face printr-o autoevaluare corectă, se poate asuma responsabilități, se pot depăși limitele, loialitate, fidelitate, se caută dorința de a trăi, de a experimenta căldura sufletească, inteligență instinctivă, relațiile de parteneriat sunt cele mai bine uh, aspectate, pot să apară frustrări legate de familie, cămin, ele aduc creativitate, dorința de călătorii, dorin chiar posibilitatea unor câștiguri pe care nu le așteptați, relațiile sunt bazate pe sentimente profunde și uh, foarte mult contează uh, aici și reușita poate materială. Fericirea este susținută de creativitate, dorința de a călători, dorința de câștiguri, relații bazate pe sentimente profunde. În 15 martie, deja tensiunile din contracte pot să aducă ceva emoții, dorința de acțiune, dorința de a reuși, dorința de a avea inițiativă. Relațiile pasionale, relațiile sentimentale sunt. Tensiuni poate pe care le puteți folosi, cele din căminii, din familie, însă, prin energie creativă. Tensiunile din planul contractelor se valorifică în familie și cămin, prin rezistență fizică, curaj, hotărâre, responsabilitate. În planul fericirii, vorbim de creativitate, de recunoașterea celorlalți. Riscul poate să apară de a cheltui poate un pic mai mult. În 17 martie, Venus intrat în taur, în domiciliu aduce în planul locului de muncă și al sănătății tactul, stabilitatea, relațiile sigure, dorința de a vă bucura de creativitate și relațiile sunt totuși ceva mai posesive. Se preferă atașamentele, acumularea materială, confortul. 19 martie, Mercur intrat în Berbec, este pe o casă unde aveți fericirea, vă doriți să fiți sinceri, corecți, să aveți sentimente uh, adevărate, uh, dorință de cunoaștere, de comunicare, uh, poate să apară mai ușor concurența cu ceilalți, apare încrederea în voi înși vă, riscul de a lua decizii în grabă pe care să le regretați poate să apară totuși în perioada asta, dar și relații bazate pe o comunicare foarte directă în care spuneți lucrurilor pe uh, nume.